O sportivă din echipa olimpică a Belarusului a refuzat să se urce în avion și a rămas pe aeroportul din Tokyo, unde susține că fusese dusă împotriva voinței sale. Cristina Țimanuscaia, o alergătoare în vârstă de 24 de ani din delegația belarusă, s-a plâns de antrenorii săi la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și că ar fi fost dusă împotriva voinței sale la aeroport. Ea a refuzat însă să se îmbarce în avion, transmite CNBC. Sportiva a povestit că echipa tehnică a venit în camera sa duminică și i-a transmis să-și facă bagajele. Atleta spune că a fost dusă la aeroportul Haneda de reprezentanții ai delegației belaruse. Cu toate acestea, alergătoarea a refuzat să se urce în avion și a încercat să obțină protecția poliției nipone, spunând pentru Reuters, într-un mesaj transmis prin Telegram, nu mă voi întoarce în Belarus. Comitetul Olimpic Internațional susține că a discutat cu Țimanuscaia și că sportiva fusese însoțită la aeroport de un membru al staffului de la Tokyo 2020. Ne-a spus că se simte în siguranță, au transmis oficialii CIO pe Twitter. Aceștia au adăugat că vor rămâne în contact cu Țimanuscaia și cu autoritățile pentru a determina următorii pași în zilele următoare. De partea cealaltă, Comitetul Olimpic Belarus spune că antrenorii au decis să o retragă pe Țimanuscaia din competiție la sfatul medicilor, care ar fi reclamat starea sa emoțională psihică. Cazul a scos în lumină încă o dată tensiunile din Belarus, țară ținută sub controlul autoritar al lui Alexandru Lukashenko, care se află la putere din 1994 și care s-a confruntat cu un val masiv de proteste. La manifestațiile antiregim au participat inclusiv sportivi belaruși.